Dacă Șumudică s-a întors un antrenor cu experiență și cu un simț deosebit al antrenamentului, este un om cu care am lucrat și am o impresie foarte, foarte bună despre el. Ce să mai zic de Hagi, de Mutu, care a demonstrat că poate deveni în scurt timp un antrenor demn de luat în seamă. Iar Hagi, despre Hagi ce să mai spunem? De când s-a lăsat de antrenora de la Viitor, uite că echipa lor a suferit. Eu cred că odată ce Hagi se implică din nou la echipă, jocul echipei, entuziasmul, energia și concentrarea acestor jucători va fi cu totul diferit. Păi sunt mortean când o să-l vedem o antrenorul Liga 3? Îl vedem? Sau... Da, o să mă înscriu la licența A la final de august. După ce mi-au licența A, va deveni și licența Pro o prioritate pentru mine. Mi-ar place să antrenez. Nu știu dacă voi avea calitatea necesară, dar cu siguranță voi încerca. Nu știu despre alții, eu vorbesc despre mine. Vreau să urmez pașii corecți. Am nevoie să mă instruiesc dacă vreau să devin antrenor și lucrurile... Păi o să termini cu totul pe la 50 de ani. Și dacă la 50 de ani o să mă vezi antrenând o echipă în străinătate, cred că tot va fi bine. Eu cred că lucrurile astea trebuie luate pas cu pas. Eu nu sunt adeptul, ai fost un nume în fotbal, trebuie neapărat să-și antrenezi. Cred că întâi trebuie să lucrezi cu un antrenor, trebuie să capeți experiență. Una e să gestionezi un vestiar, una e să vorbești la televizor. Și una e să vorbești în fața televizorului. Deci sunt lucruri diferite. Lucian, ai putea să lucrezi cu Gigi Becali? Păi oricine poate lucra cu Gigi Becali. Crezi că dacă Gigi Becali impune toate lucrurile, nu se poate lucra cu el? Este, înainte de toate, este un om, este un businessman. Dacă tu știi să te aliniezi la doleanțele lui, cred că se poate lucra cu Gigi Becali foarte ușor. Dar trebuie să știi să ai dialog cu el, să discuți cu el, să-l faci să înțeleagă ceea ce tu îți dorești și să ai rezultate. Fără rezultate e destul de greu să lucrezi cu orice patron, nu doar cu Gigi Becali. Ai dori să antrenezi FCSB, Steaua? Mi-aș dori să antrenez în primul rând. Cred că pașii ăștia trebuie să fie primii. După care va fi destul de greu acum să zic că mi-ar place să antrenez Manchester United și eu nu m-am apucat de antrenorat. E vorba de Steaua. Păi crezi că Steaua este primul pas? Cine îți oferă șansa dacă nu trebuie să demonstrezi? Primii pași care trebuie să-i faci, îi faci la o echipă mai mică, ori Liga 2, ori Liga 3. Trebuie să demonstrezi. S-a mișcat repede, este un, știu de la voluntar, este un tip care antrenează de ceva timp, nu este novice în antrenorat și eu cred că Dinu are abilitatea de a discuta cu patronul, cred că și patronul îl apreciază pentru că este un tip deștept. Nu doar că l-a luat din biserică, eu cred că este un tip deștept, un tip abil și mie mi-a plăcut modul lui de a lucra la voluntar, l-am prins la echipa a doua și chiar mi-au plăcut antrenamentele lui. Ce sfat ai pentru Tănase? Îl sfătuiesc să se ducă în țările arabe, așa cum s-a discutat? Cred că Tănase a demonstrat în fotbalul românesc calitățile lui. Eu l-am promovat de la fiecare interviu, mi-a plăcut foarte mult calitatea lui de jucător. Acum el știe mai bine ceea ce își dorește, dacă merge în țările arabe, e destul de delicat, el trebuie să-și urmărească interesul și ăsta e interesul financiar, că nu mai are mult de joc, dacă mai are 5, 6, 7 anișori, el trebuie să-și pună deoparte, că nu e ușor să trăiești după fotbal și eu cred că țările arabe îl depărtează puțin de echipa națională, ăsta e singurul minus pe care pot să-i atribui. Dacă el își dorește foarte mult să rămână la echipa națională, să fie în circuit echipe naționale, trebuie să găsească altă soluție. Mortean va fi un antrenor care joacă ofensiv sau la ce ar trebui să ne așteptăm așa? Cum vezi tu, ce filozofie despre fotbal are? Da și nu prea, adică aș juca mai mult la rezultat. Eu cred că mi-ar place să mă întâlnesc cu o echipă care să poți să-i faci să joace pe ofensiv, dar este destul de delicat. Antrenorii care încep jocurile să le facă ofensive și foarte frumoase și spectaculoase, sunt cu risc. Eu aș prelua așa din filozofia lui Adi Mutu, care aș închide jocul și aș găsi un Hagi, un Mutu sau un Dobrin care să facă diferența în ultimii metri. Octavian Popescu poate fi acest jucător? Octavian Popescu este o surpriză plăcută pentru mine. Nu l-am observat prea mult până când mi-a atras atenția domnul Porumboiu să-l urmăresc mai atent și chiar mi-a plăcut lejeritatea, naturalețea și debordarea cu care ia acțiuni individuale. Are o personalitate foarte mare, are curaj. Dar acest curaj nebunesc pe care l-are și reușește, fiindcă dacă la FCSB ai curaj nebunesc și nu-ți iese, e o problemă. Acest copil este o personalitate de pe acum și poate deveni un jucător important pentru echipa națională. Totuși nu vom vedea la Jocurile Olimpice. Dacă domnul Becali nu lasă jucători la Jocurile Olimpice, este strict problema de management. Ei știu mai bine cum își analizează și cum își prezintă jucătorii.
Ideea e că toți cei care merg trebuie să facă o figură frumoasă pentru culorile țării noastre. Te-ai apucat mai târziu, dar poți să fii primul antrenor care antrenează și Steaua și FCSB, adică a fost Steaua? Adică ai accepta o ofertă de la ambele sau domnule, cred că asta este o delicată întrebare. Nu cred că un antrenor poate să refuze că e Steaua, că e FCSB, că e Dinamo, că e Voluntari, dar pe ceea ce a jucat el vreodată. Cred că antrenorul se schimbă de la a fi jucător. A fi antrenor îți trebuie adaptabilitate și eu cred că orice antrenor care este abil poate să lucreze cu oricine și în orice mediu. N-ai menționat Rapidul. Promovați după atâția ani? Este... Ce-ai trăit și tu împotriva Rapidului? Da, eu cu Rapid am avut doar o experiență plăcută, neplăcută. Mi s-a părut foarte interesant când am un meci cu Gloria Bistrița în stadion întreg. Un meci întreg mi-a scandat numele. Mi s-a părut incredibil atașamentul fanilor pentru jucătorii care îi apreciază. Și faptul că au promovat este un lucru deosebit pentru fotbalul nostru, pentru fotbalul românesc. Aveam nevoie de echipe de tradiție. Și cu fanii care iau să vină lumea într-adevăr la fotbal din nou. În continuare vorbim despre campionatul european. Lumea discută aici și un spin în inima noastră că nu suntem acolo, cum dice. Adică e ciudat să te uiți așa? E ciudat că m-am obișnuit. E ciudat să te uiți la campionatul european și să mergi la meciurile campionatului european în România și să nu fii calificat. E o tristețe mare pentru fotbalul românesc. Provenind din iarbă, pot să-mi dau seama și de tristețea jucătorilor, antrenorilor, a federației. Dar asta e situația, eu cred că Mirel trebuie să întregească din nou această filozofie care o are, trebuie să-i facă pe jucător să simtă românește, să joace pentru țară și lucrurile cred că vor intra pe făgaș normal. Păstrăm șansa aceea pentru mondial, adică Brodoi ok, e ambițios, vrea. Este un om foarte bine pregătit, lăsând la o parte ambiția, dar nu depinde doar de el, depinde de... concentrarea și dorința jucătorilor de a performa pentru echipa națională. Când vor ajunge să își dorească foarte mult să performeze pentru echipa națională, să înțeleagă că echipa națională este cel mai înalt și suprem loc pentru care trebuie să joace, eu cred că atunci echipa națională va avea și rezultate, atunci cred că vom aplauda și pe Rădoi, care a reușit să facă din acești tineri o echipă care să performeze la un alt nivel. Mircea Lucescu a propus o variantă de selecționer străin. Ai fost jucător, ai jucat pentru națională, ți se pare că nu e o variantă potrivită pentru jucătorul român? A funcționat pentru Ungaria, un antrenor din Italia și a implementat foarte, foarte frumos în jocul Ungariei un stil agresiv, un stil deosebit care s-a prezentat onorabil acest turneu final. Nu știu dacă va fi reală pentru noi, fiindcă am avut antrenori străini și nu mi s-au părut rezultatele a fi de cel mai înalt nivel. Eu cred că trebuie dat în continuare șansa antrenorilor tineri, moderni, cu o mentalitate și cu o energie deosebită să facă treabă. Eu cred că încă puțină răbdare mai trebuie să avem cu Rădoi, cu jucătorii echipei cei tineri, că într-un an, doi, eu cred că acești jucători se vor maturiza dacă vor avea și șansa să joace meci de meci la echipe de club puternice și să aibă continuitate în jocuri și echipa națională va avea de beneficiat cu rezultate pozitive. Mi-ar place să văd Italia, Germania, Franța. Sunt echipele care m-am îndrăgostit la acest turneu final, deși favorita mea Anglia, văd că își capătă, dar s-a calificat de pe primul loc și sper să meargă să aibă un traseu cât mai lung, dar jocul nu m-a entuziasmat până în momentul ăsta. Cred că din punctul meu... Mi-a plăcut tot grupul Italiei, nu mi s-a părut, iar din grupul Franței mi s-au părut cei trei de la mijloc, niște jucători cu un vârf de formă deosebit. Vorbim de Kanté, Pogba și de Rabiot, care mi s-au părut fantastici. Un mijloc, cum rar am mai văzut așa mijloc de fotbaliști cu calitate.